Timpul este intangibil. Încearcă să-l atingi și ai să vezi că nu poți. Timpul este perpetu. Încearcă să-l oprești și ai să obosești încercând. Timpul este prețios. Încearcă să-l cumperi și ai să vezi că nici toate bogățiile din lume nu-ți vor fi de ajuns. Timpul este prietenos. Indiferent cât de lipsit de valoare lași să treacă pe lângă tine, el nu se supără și merge mai departe. Timpul este darnic, cel mai prețios dar ce-l poți oferi celui de lângă tine. Timpul este viața, căci suntem și existăm de la prima până la ultima clipă. Timpul este într-un final ceea ce puțin prețuiesc la adevărata lui valoare. Este zestrea noastră, căci atât de puțin putem deveni dacă nu avem timp. Timpul trece fără voia noastră, însă felul în care alegem să se scurgă acesta depinde de noi. Fiecare din noi este protagonist pe scena propriei vieți. E cu dublu tăiș. De cele mai multe ori trebuie să alerg. Și niciodată n-am timp și asta mă obosește foarte tare la un moment dat. Deci cred că ar trebui să ne dăm timp. Relația mea cu timpul e cu duș întors. Adică suntem așa pe muchii de cuțit. Nu știu să dau o definiție pentru timp. Adică nici oamenii de știință nu cred că au reușit până acum să dea o definiție pentru timp. Dar cred că noi am fi mult mai fericiți dacă nu ne-am mai grăbi atât de tare. Ne grăbim către ce? Au americanii expresia asta cu timpul costă bani, dar eu aș spune că banii costă timp. De altă parte, timpul ne și ajută. Adică, cel puțin pe mine mă ajută să uit lucrurile alea care mă dor. Și cu cât trece timpul mai mult, cu atât mă îndepărtez de amintirea aia, cu atât mă detașez mai tare și ăsta e de fapt un alt efect al timpului. Pentru mine timpul înseamnă cea mai importantă resursă pe care o avem și pe care o putem dărui unei persoane, dar în același timp pe care nu o putem lua înapoi. Timpul mai poate fi tăietul ceasului. Momentele care trec atât de greu și momentele în care parcă nici nu-l simți. Când mă gândesc la timp, îmi vine în minte o axă infinită cu trecut, prezent și viitor. Timpul este cel mai prețios lucru, nu-l irosi. Ai grijă lângă cine stai sau lângă cine alegi să stai, pentru că în ziua de astăzi oamenii sunt foarte răi, iar timpul tău este foarte prețios. Prețuim timpul. O persoană recuperează un an de școală. Familiile la distanță au de cele mai multe ori doar o oră să vorbească. Dacă ai pierdut autobuzul la un minut distanță, totul se schimbă. Și o secundă face diferența într-un accident. Nu știu, timpul pentru mine e și în aceeași măsură și abstract și concret. Adică dau seama de una situație în care măsor timpul de pe azi pe mâine, de pe un weekend pe altul, de pe săptămână la alta și după aia privind în retrospectiv îmi dau seama că totuși trece vâjind pe lângă mine și uneori nu apuc să-l conștientizez ca tare sau zic că te lasă că fac mâine sau lasă că mai am timp și după aia îmi dau seama că totuși am ratat ocazii spunând chestia asta. Și mai e și treaba aia cu spune lumea, băi, trăiește clipa sau trăiește ziua de azi ca și cum ți-ar fi urmă zi de pe pământ și îmi dau seama că astea sunt doar niște palipere, în fapt, și la urma urmei, pentru că nu ai cum, adică ai chestii care te presează mult prea tare la un anumit moment și nu te poți concentra pe a te bucura de viață și de a te bucura implicit de timpul de care ți-a dat așa cum ar merita și cum se filozofează pe tema asta. O definiție potrivită pentru lumea umanistă ar fi că timpul este un fluviu fără mare, că timpul e legendar, unul care nu merge înainte, ci stă pe loc. Timpul stă pe loc atunci când nu te bucuri.
Avem timp pentru toate, să dormim, să alergăm și în dreapta și în stânga, să regretăm că am greșit și să greșim din nou. Toate la timpul lor și fiecare în ritmul lui. Timpul e un concept unic. Folosit corect, ne dă ingredientele succesului. În fiecare dimineață când ne trezim, trăim minutele pe care nu le mai recuperăm. Ține minte, nu este niciun moment mai important ca acesta. Astăzi ești puternic.